zilele de 17 și 18 octombrie, preasfințitul părinte episcop Macarie s-a aflat în mijlocul credincioșilor din parohia ortodoxă română din orașul suedez Uppsala. Cu acest prilej, sâmbăta aceasta, ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie și a săvârșit taina Sfântului Botez pentru o tânără familie americano-suedeză care, timp de 6 ani, s-a pregătit pentru a intra în Biserica Ortodoxă. Duminica aceasta, în aceeași biserică parohială din Uppsala, după Sfânta Liturghie, preasfinția sa a săvârșit taina Sfintei Cununii pentru tinerii soți Matthew și Osa. Tinerii pe care i-am botezat și i-am cununat la aceste slujiri euharistice au fost ridicați asemenea tânărului din Ain de către Mântuitorul nostru Iisus Hristos din moartea păcatului și din bezna morții. De altfel, tânărul mort și înviat din Ain îi prefigurează pe toți tinerii pe care Mântuitorul Iisus Hristos îi ridică din moarte la viață, pe toți tinerii care au nevoie de mila și de ajutorul lui Dumnezeu. Am trăit o mare bucurie și emoție când i-am botezat pe acești tineri, reînnoind bucuria pe care am trăit-o de curând, atunci când am botezat un adolescent norvegian. Iar când a ieșit din baia botezului, mi-a mărturisit plângând: Preasfințite, mi-aș dori ca toți tinerii de vârsta mea, care nu l-au cunoscut încă pe Dumnezeu, să trăiască ceea ce trăiesc eu acum, să fie fericiți așa cum sunt eu acum, când m-am născut din nou în Hristos și în biserica sa. Părintele paroh a mulțumit pentru catehezele pe care le-a susținut în ultima vreme cu familia de convertiți și pentru încununarea ostenelilor misionare. Mulțumim pentru aceste zile de sărbătoare pe care ni le-a pricinuit venirea sa printre noi, precum și convertirea acestor frați ai noștri. Îi primim cu mult drag, cu multă căldură, în biserica noastră și în familia noastră, și ne vom ruga în continuare împreună cu ei în această biserică frumoasă, și Dumnezeu, cu siguranță, dacă ne vom ruga cu căldură și cu inimile smerite, ne va asculta rugăciunea. Ierarhul le-a dăruit mirilor cruciulițe din argint după modelul Crucii Nordului, o icoană a Maicii Domnului, daruri în cărți și obiecte tradiționale românești. Astăzi eu și familia mea am fost botezați. Aceasta marchează finalul unei călătorii de 6 ani pe care am parcurs-o împreună, apropiindu-ne de ortodoxie. A fost o călătorie lungă. Am avut și multe dificultăți, precum și multe întrebări, însă în final am găsit o comunitate în care ne simțim cu adevărat acceptați, având șansa să întâlnim și alți creștini care au devenit ortodoxi imediat după naștere. Faptul că am fost bine primiți în comunitatea aceasta este minunat. Nu este întotdeauna ușor să găsești o asemenea comunitate, așa că sunt foarte fericit pentru acest lucru și, de asemenea, sunt fericit să găsesc în final o biserică ce va rămâne neschimbată și atunci când copilul meu va ajunge la maturitate. Nu este o biserică ce se schimbă cu trecerea anilor, ci rămâne fidelă și păstrează esența credinței. Lucrul acesta ne va da tărie, mie și familiei mele și copiilor noștri pe care vrem să îi creștem într-o credință creștină. Prin urmare, suntem foarte fericiți că în cele din urmă ne-am putut alătura unei comunități unde lucrul acesta va fi posibil. Suntem cu adevărat fericiți și binecuvântați că am putut primi taina Sfântului Botez și acum suntem pregătiți să începem o viață nouă. La final, episcopul românilor din Europa de Nord a miruit, a binecuvântat și a încurajat credincioșii prezenți, iar copiii au primit mai multe daruri.